Părinte-i sar, părinți-o sare, părinți, Doamne de mari, de fericioși, marele rege și proroc David, fericios Domnului, Atena ce se întâmplă în Domnul Său. A scris în fanii săi, cuvântul acesta, că mulțitul s-au slăbiciun de trocea și pe alți Dumnezei, arătând că amăgire și înșelăciune, chiar și ale credinței, se cultivă lumea noastră. Și sunt oameni care rătăcesc de la calea adevărului și care descoperi pe care Dumnezeu însuși o face în lume. Arătând că Dumnezeu pune în siguranță și o statornicie în inima celui ce crede în El și îl cunoaște, dar și o crește. Asta nu înseamnă că în inima celui credincios și în viața celui credincios nu sunt greutăți, nu sunt dureri, nu este boală sau nu sunt încercări. Vedeți și viețile Sfinților, câte încercări și câte dureri au trebuit să ducă. Încercări nu în sensul că Dumnezeu trebuie să încerce inima omului ca să vadă ce este acolo. Ci Dumnezeu, îngăduind încercarea, omul este liber să aleagă puterea pe care Dumnezeu vrea să-i dăruiască dincolo de acea încercare. Și acea putere să aducă un bine mai mare în viața lui. Un bine mai mare în viața celor din jur, pentru că nu trăim doar pentru noi înșine. Omul fiind chipul și asemănarea lui Dumnezeu și chemat să lucreze această asemănare, o lucrează în aceea slujire pe care Dumnezeu o face. Dorința de a împărtăși celor din jur adevăr și bine. Deci atunci avem un rost în locul în care suntem puși. Nu să avem un rost doar pentru noi înșine, ci pentru cei din jur. Dar chiar și încercările și greutățile noastre au un rost. Și în urma oricărei încercări, adaug o putere mai mare și o experiență care nu se va mai lua de la noi. Sfinții Părinți Joachim și Ana au fost oameni drepți. Oameni care au cunoscut pe Dumnezeu cel viu și slujeau cu neprihănire. Într-o pregătire după Iacob, vedem că Ioachim era păstor și oamenii desculați, oamenii care își au viața cu pace. Împărțind agonistica lor, nu doar pentru ei înșiși, și lucrând la templu, și dăruind săracilor. Și cu toate cadrul, bucuria credinței și bucuria de a fi iubit oamenilor și de a iubi pe oameni, aveau această durere că trecuseră ani îndelungați de la căsătoria lor și nu puteau avea copii. Mulți pe lângă ei și asemenea lor, poate mult mai puțin credincioși sau deloc credincioși, mult mai puțin rugându-se sau deloc rugându-se, aveau copii. În chipul firesc al nașterii de prunci, în chipul firesc al căsătoriei, care de la Dumnezeu încoace, lucrează în lume viața și curăția ochilor de copii. Desigur că această durere a opus-o în rugăciune. Desigur că această durere a apăsat asupra lor și această durere e greu de purtat chiar și în zilele noastre. Dar atunci, în poporul de greu, nu avea copii, era mai mult decât atât. Era o umilință și un semn că Dumnezeu te-a îndepărtat de la el. Un semn că Dumnezeu vădește prin aceasta un adevăr al vieții tale. Sigur că nu întotdeauna era așa. Ne uimim când vedem că Domnul Hristos, când cu apostolii și văzând un nor de naștere, obișnuiți și apostolii, asemenea demnilor, să vadă o cauză a păcatului. Toate întreabă, cine a păcătuit? Ca ce se iată, s-a născut ori. Asta, dar nu avea cum să păcătuiască el. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și greu cu nici el, nici părinții lui, ci ca să se arate în slava lui Dumnezeu. Adică această greutate a bolii, a orbirii, încă din naștere, a fost pentru el o cale de înțelepțire. O cale de-L cunoaște pe Dumnezeu, cum nu L-au cunoscut cărturarii și fariseii care aveau și coptul pești, și înțelepciune,
și până atunci a trebuit să le-a citit cărțile sfinte, odată întâlnindu-se cu Dumnezeu și vindecându-se orbul care nu e neclintit. Iată așadar că nu doar păcatul stă la baza unei dureri, a unei suferințe. Știți, Ioachim și Ana sunt și oameni fără de păcat. Dar desigur duceau cu greu aceste întrebări, aceste priviri, aceste așteptări a celor din jur. Trecuseră ani mulți de la tinerețea lor, omenești era cu neputință să mai rămână. Cărțile din timpul acela vorbesc chiar de 50 de ani de la nașterea lor, deci plus de 60 de ani. Probabil că încetaseră aș mai pune rugăciunea și gândul spre o asemenea minune, dar nu încetaseră nădăjduind în Dumnezeu. Nu s-au îndepărtat de templu, crezând că Dumnezeu s-a îndepărtat de ei. Și atunci să primească inima lor gând de răzvrăt. Dar odată mergând la templu, preotul de atunci student, nu doar că nu le-a primit jertfa, dar în fața oamenii i-a și umilit, spunându-le că este neprimită jertfa lor, neavând copii. Și s-a întristat adânc inima lor. Dar nici în acea întristare nu au primit gând de răzvrăt, cum probabil mulți din renunțare au făcut, va jocorând pe preot, va jocorând poate și templul și Dumnezeu, ce fel de preot este acesta, ce fel de Dumnezeu crud este acesta, ce fel de credință mai este și aceasta. Și au rămas neclintiți în cinstirea lui Dumnezeu și credința lui. Și atunci când pomenești și nu mai era nimic de nădăjuit, au nădăjuit că Dumnezeu poate să facă această minune. După cum altă dată, Ana, mama prorocului Samuel, a nădăjuit și ea că vei avea copil în fața celor care o umileau că nu născus. Este descris atât de frumos acest episod în cartea Ia Regelor, capitolul 1. Începând cu versetul 10. Și Ana atunci a nădăjuit. Negreșit, Ana, soția lui Ioachim, cunoștea ce făcuse Ana în templu. În vremea lui Eli. Și s-a rugat ea încă și s-a rugat Ioachim încă. S-au despărțit timp de 40 de zile și au mulțit rugăciunea lor. Și au primit semn că se va împlini ruga lor după ce au făgăduit. Că cel ce se va naște din tânte, ce precum odinioară Samuel a fost făgăduit la templu, va fi de asemenea adus jertfă la templu. Mare a fost Samuel înaintea poporului său. Dar niciun sfânt nu a primit binecuvântarea pe care Maica Domnului a primit. Dacă Ioan Botezător, dacă Sfântul Ioan Botezător, în tâmpte celei sabetei, a recunoscut pe Domnul când s-a apropiat și a sărtat în pântecele mamei sale, cu cât mai mult decât în pântecele mamei sale, Maica Domnului, cunoscuse lucrarea Duhului Sfânt, Maica Domnului roda rugăciunii. De aceea, prăzuirea nașii Maicii Domnului Iisus Hristoși, cuprinde pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana, în rugăciune și în cinstirea noastră. Că sufletele lor nu au primit gând de zăbavă sau gând de necredință, ci au stăruit dincolo de obișnuința acestei lui, nădăjduind până la capăt. Și iată că nădejdea lor doar că a fost împlinită, ci a preceduit așteptarea omului de la Adam în coace, așteptare îndurerată, așteptare umbrită de necunoaștere plină a lui Dumnezeu. Iar cunoașterea plină s-a făcut prin întruparea Domnului. Că Maica Domnului, pregătită generații de generații, a ales ea însăși face voia lui Dumnezeu atunci când a spus iată roaba Domnului fiii după cuvântul tău. Nu s-a făcut această lucrare discreționară, arbitrară. Și iată prin lărgia inimii a generații de generații. Sfinții Părinții Ioachim și Ana, oameni drepți, oameni stăruitori, oameni curați. Născând pe cea care în fața
ce se putere dumnezeiești. Nu a cerut amânare, nu a cerut alte confirmări, ci a spus, iată roaba Domnului, ție mie de cuvântul tău. De aceea, Evanghelia de astăzi ne arată că este fericită frăcmeanță și a prorocit de toate neamurile și a fost fericită încă din timpul vieții ei. Încă din timpul vieții, în Evanghelia după Luca, Elisabeta nu numește, a venit la mine ruda mea, verișoara mea, de unde cinstea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu. Sunt mulți care rătăcesc și se tem să numească Maica Domnului. Iată că în Sfânta Scriptură este întâia oară numită Maica Domnului meu. Propovăduind Domnul Hristos, pe cum am auzit în Evanghelia de astăzi, femeie din popor, din când își luat și-a fost fericit pânze cele care te-a postat și sânii la care ai sub. Și Domnul a adeverit, așa este. Iar această fericire rămâne în drag. Dar adaugă Domnul că fericiți suntem toți care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu, urmând pilda Maicii Domnului, împlinindu-l în viața noastră și în inima noastră. De aceea sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este și o chemare. O chemare ca și noi să credem adânc precum Sfinții Părinții Ioachim și Ana Ocrotei. Ca și noi să ascultăm cuvântul Domnului fără amânare precum Maica Domnului a ascultat și a spus iată roada Domnului, fără ca să se împlinească și în noi acest cuvânt adânc, fericit sunt tot ce ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Amin. Așa să ne